Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, iar alături de mine îl am pe domnul Lucian Dumitrescu, cercetător în cadrul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți alături de mine astăzi. Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație. Număr mare de coronavirus, de cazuri noi de coronavirus în România astăzi. Am văzut în ultimele 24 de ore 777 de cazuri. Dar, în același timp, se pare că ne pregătim niște alegeri. Pe 27 septembrie vor avea loc alegeri locale. Partidele se pregătesc să-și desemneze candidații. Nu e riscant oare să organizăm alegeri atât de repede? Mai sunt 2 luni, ce-i drept, dar vedem că suntem pe o pantă ascendentă și nu descendentă. Și chiar asta este prognoza guvernului. Din câte am citit, justificarea prelungirii stării de urgență se bază pe o prognoză care estimează că peste 2 săptămâni, adică undeva în luna august, o să avem chiar un număr de 1200-1400 de cazuri pe zi. Deci aproape dublu față de ce cum se vedem vor, zilele astea. Cum se vor organiza alegerile în condițiile astea, mi-e greu să vă spun. Ce pot să vă spun e că sunt și alte state care au organizat alegeri în zodia coronavirusului, adică nu numai Franța în martie anul acesta, motiv pentru care Emmanuel Macron a fost aspru criticat, dar mai aproape de noi și spațial și temporal și Serbia și Polonia acum mai puțin 2 luni de zile. Deci iată că se acolo poate. S-a putut. Nu știu care au fost condițiile de siguranță. Sunt convins că și la noi or să fie implementate astfel de măsuri, pentru că alminteri prezența la vot, care este o variabilă decisivă pentru rezultatul oricărui tip de scrutin, va fi una scăzută. Adică ce vreau să vă spun e că la noi în ultimii 12 ani prezența la vot la locale a tot scăzut. La București în urmă cu 4 ani am avut o prezență la vot de doar 33%, adică au votat în jur de 500 și ceva de mii de cetățeni. Și în condițiile în care populația nu are încredere că vor fi luate toate măsurile de siguranță, procentul va fi mic și atunci când procentul e mic știm foarte bine ce se întâmplă. Partidele mari, ca să le zic așa, partidele tradiționale cu infrastructură bine pusă la punct, cu oameni în teritoriu, oameni care au experiență, care știu să facă campanie electorală la firul ierbii, cum se zice, or să ia potul, adică or să câștige cele mai multe fotolii de primar, cele mai multe locuri în consiliile județene și locale. Și atunci partidele care dau practic bacalaureatul, ca să zic așa, adică mă refer aici în special la USR și la Pro-România, or să se descurce mai greu, adică or să fie obligate în aceste condiții să intre în alianțe electorale. Pentru că, repet, alegeri locale desfășurate în zodia coronavirusului, într-o țară în care oricum populația are încredere scăzută în instituțiile publice, se vor traduce într-o prezență scăzută la vot care va defavoriza aceste partide mici. Nu e riscant pentru PNL să organizeze alegeri în plină criză de coronavirus? Poate deconta Partidul Național Liberal în septembrie? Sigur. Ceea ce trăim zilele astea și poate ce vom trăi până atunci? PNL a intrat la guvernare într-un moment aproape științifico-fantastic, cum zicea un coleg de-al meu. Pentru PSD, dacă îmi permiteți, e un fel de mană cerească, în sensul că dacă PSD era acum la guvernare, în criza aceasta de sănătate publică, ar fi avut șanse mari să urmeze, dacă nu drumul PNCCD, atunci drumul PDL, adică să se prezinte la locale și la generale sub alte titulaturi, adică așa cum a făcut și Partidul Democrat Liberal în 2012, când se afla într-o criză teribilă de legitimitate. PNL, în schimb, care venea pe un uriaș val de simpatie la începutul anului, în urma europarlamentarilor și în special a prezidențialilor,
decontează puternic criza de sănătate publică. De ce nu neapărat din vina partidului, ci mai degrabă din cauza faptului că a preluat un stat, cum se numește în studiile de sociologie instituțională, un stat cu capacitate administrativă redusă. Adică mi-e greu să cred că orice alt partid se afla la guvernare în momentul de față putea să facă o treabă administrativă mult, mult mai bună decât a făcut PNL. Nu vreau să apăr aici Partidul Național Liberal, nici vorbă de așa ceva. Spun că momentul în care vii la guvernare pui mâna pe ceva, adică pe un stat care are instituții mai mult sau mai puțin performante. Din păcate, în România, instituțiile sunt foarte puțin performante. Mă uitam la niște cifre astăzi, apropo de numărul mare de cazuri descoperit în acest moment, astăzi, când vorbim. Să știți că sunt direcții de sănătate publică în anumite județe din România care au un medic epidemiolog, doi medici epidemiologi și altele care n-au niciun medic epidemiolog. Deci este o criză de personal de specialitate teribilă. Culmea este, de fapt nu e culmea, e o corelație aici, aceste direcții de sănătate publică din aceste județe ori au făcut teste puține, ori au făcut teste în alte județe și atunci, repet, în momentul în care preiei guvernarea cu un astfel de stat, cu astfel de deficiențe de personal, de competență, e foarte greu să faci o treabă bună. Uitați-vă la problema cu medicii de terapie intensivă. Sunt foarte puțini medici de terapie intensivă în România. Și sunt deja epuizați după 3 evident. Luni de 4 cât au trecut? Și n-ai cum să iei peste noapte sau să produci peste noapte medici de terapie intensivă, așa cum nu poți să produci peste noapte nici experți în testare. Deci, putem asista la un colaps al sistemului de sănătate lunile următoare? Deocamdată nu. Doctorul Arafat, care e, să știți, omul de față cea mai credibilă persoană publică din România, a mai scăzut. În sensul că prin martie era cam la 70% încredere, acum e pe la 60% încredere. Doctorul Arafat susține că, de fapt, cel mai fidel indicator al evoluției epidemiei de coronavirus este numărul de persoane internate în sau la terapie intensivă. Deocamdată nu ne apropiem de colaps, chiar se vede departe de colaps, de fapt. Chiar ministrul Tătaru a spus lucrul ăsta. România are 4.000 de paturi de terapie intensivă și 200 și ceva de pacienți internați în acest moment. Problema e alta. Adică nu putem să ne amăgim și să spunem, da, domnule, avem 4.000 de paturi la terapie intensivă și doar 250 de pacienți. Problema e că nu există personal pentru terapie intensivă. Adică în momentul în care se vor ocupa din ce în ce mai mult aceste paturi, sistemul medical va fi supus unei presiuni din ce în ce mai mari, tocmai din cauza acestei lipse de resurse. Sistemul medical din România este, cred că, cel mai subfinanțat de la nivelul întregii Uniunii Europene, are foarte puțin angajați, mulți dintre aceștia nu sunt cei mai competenți. Evident că sunt foarte mulți doctori care știu carte, care sunt foarte buni, sunt foarte pricepuți în meseria lor, însă are foarte multe vulnerabilități pe partea de personal. Deocamdată, cantitativ, strict cantitativ vorbind, vedem că avem mai puțin medici decât ne trebuie, știm lucrul ăsta. Și dincolo de chestiunea asta, mai e această problemă a managerilor de spitale, care sunt numiți politic de consiliile județene și care uneori n-au nicio treabă cu medicina, alteori n-au nicio treabă nici cu managementul și atunci pot să apară crize de tipul aceleia de la Suceava. Ce s-a întâmplat acolo este absolut înfiorător, în sensul că în momentul în care aduci management militar ca să-ți înlocuiască managementul civil, vorbim clar de o prăbușire instituțională. Eu am urmărit declarațiile managerilor militari care au venit la Suceava și care
spuneau multe lucruri despre personalul de acolo, care demonstrează că oamenii nu erau obișnuiți să respecte reguli. Deci medicii nu erau obișnuiți să respecte reguli, nu fuseseră învățați să respecte reguli, dincolo de faptul că, spun acești manageri militari, s-ar fi găsit în depozite fel de fel de echipamente care n-ar fi fost folosite la momentul respectiv. Dar ce vreau să vă spun e că în momentul de față, dincolo de subfinanțare, dincolo de problemele de personal, există acești guru ai sistemului de sănătate publică din România, acești medici care gestionează spitale sau manageri care nu sunt medici și care gestionează spitale și care sunt numiți politic și care nu sunt neapărat specialiști, neapărat competenți în ceea ce fac. Și atunci ne trezim că anumite spitale se transformă în focare de infecții. A spus Adinauri că Raed Arafat a scăzut în sondaje, nu? A ajuns la 60%. Cum vă explicați o scădere? Scăderea nu e pronunțată, să știți. Adică se pare că și în România există cumva o asemănare cu ce se întâmplă în Suedia. Suedia, care are cu totul și cu totul alte date instituționale și sociale față de cele din România. Adică în Suedia publicul tinde să aibă încredere în managementul profesionist, nu în politicien, deși scandalurile de corupție din Suedia sunt ca și inexistente. Acolo există altfel de corupție, o corupție care nu afectează cetățeanul. Spre exemplu, 2-3% dintre suedezi spun că sunt afectați de corupție față de 60-70% dintre români. Deci, doctorul Arafat, repet, beneficiază în continuare de un nivel ridicat de încredere, adică este la moment de față aproape la dublul încrederii în cel mai bine situat politician al momentului. Adică Gabriela Firea, dacă nu mă înșel, undeva la 35% încredere. Ea e cel mai bun politician? Da, ea e, dacă vreți, conduce da, acest top al încrederii în politicieni. Asta spun sondajele foarte recente. Președintele Iohannis este undeva lângă doamna primar general. Pe locul 2. Pe locul 2, da. Mai sunt... E interesant că totuși șeful statului și figura de care PNL, cu care a mers PNL, de fapt, de câțiva da, acum știți cum sondajele într-o astfel de stare de agitație socială, mai ales că se fac prin telefon și nu se mai fac față în față, pot să dea și erori. Casele de sondaj, evident că ne spun că încrederea este ridicată, că marja de eroare undeva la 2,5-3%, dar din sondajele pe care le-am citit în ultima vreme, doamna Gabriela Firea este înaintea președintelui Iohannis în acest top al încrederii. Deci are prima șansă pentru un nou mandat la primăria capitalei? Teoretic da. Zic teoretic pentru că depinde ce se va întâmpla. Adică există posibilitatea de a intra în această luptă electorală și fostul președinte Traian Băsescu. Și Victor Ponta. Cumva și Victor Ponta. Mi-e greu să cred totuși că Victor Ponta va intra în această competiție electorală pentru București, pentru că are șanse mici. Președintele Băsescu ar putea să intre, dar nu neapărat să câștige capitala, pentru că șansele dumnealui nu sunt cele mai mari în momentul de față, deși ca politician e în top 5 probabil în România în momentul de față și ca discurs și ca modalitate de a se identifica cu populația. Adică la nivel de discurs populist, președintele Băsescu are această calitate pe care nu prea au ceilalți politicieni în România, chiar dacă nu face parte neapărat din popor, în sensul că e clar în zona elitei, se poate identifica în mod credibil cu poporul, ceea ce ceilalți politicieni nu prea reușesc să facă.
Domnia se undeva la vreo 25% cotă de încredere în momentul de față, dar o astfel de candidatură de expunere ar putea să ajute, ar putea fi decisivă, de fapt, pentru PMP. PMP e, de fapt, un partid personal, cam așa se numește în teoria politică, și fără ajutorul președintelui Băsescu, șansele ca PMP să treacă pragul, electoral sunt destul de reduse, atunci, așa că o implicare a președintelui în bătălia pentru primăria capitalei ar putea să tragă partidul, să ridice partidul în sondaje și să ajute partidul să treacă. Deci pe modelul de la europarlamentare, când știm că pe acel model. Deci nu neapărat să câștige, ci pur și simplu să expună partidul Mișcarea Populară, care, altfel, repet, fără prezența fostului președinte, nu valorează foarte mult în ochii electoratului. Dar Nicu Șordan nu poate obține, nu o poate învinge pe Gabriela Firea? Sondajele din momentul acesta ne spun că da, că Nicu Șordan are câteva lungimi bune, undeva în jur de 9% în fața Gabrielei Firea. Dar, repet, să nu ne raportăm doar la sondaje, în sensul că sunt câteva necunoscute importante. Prima necunoscută este prezența la vot. E foarte probabil că ea să fie scăzută în București. Ceea ce ar avantaja PSD. Ar avantaja clar PSD. PSD domină București în momentul de față. Adică nu mai e situația de acum 10 ani, 12 ani, când aveam și primar PSD, și PNL, și PDL, și PC. Nu, Bucureștiul e în momentul de față un oraș dominat clar de PSD și o prezență scăzută la vot ar avantaja PSD-ul. Și mai e o necunoscută în cazul lui Nicu Șordan. La alegerile din 2016, Nicu Șordan a obținut un scor bun ca independent, susținut de Uniunea Salvați Bucureștiul. Să știți că publicul bucureștean a avut întotdeauna această înclinație spre candidații independenți. În sensul, chiar dacă aceștia erau susținuți de partide, cum a fost celebrul caz al lui Sorin Oprescu. De ce? Pentru că publicul din București e sătul de oferta politică second hand pe care o fac partidele în momentul de față. Și atunci e foarte greu să ajungi la marea majoritate a publicului bucureștean cu reprezentanți ai acelorași partide politice. Și de asta spun că aici ar putea să fie un dezavantaj pentru Nicu Șordan, pentru că în momentul de față e susținut de PNL. După cum vedeți, și Nicu Șordan se ferește de PNL și PNL cumva de Nicu Șordan, probabil tocmai din acest motiv, pentru că strategii de campanie știu că publicul bucureștean vrea un candidat independent. Și cu cât Nicu Șordan va avea un profil conturat de independent, cu atât șansele lui la primăria capitalei vor fi mai mari. Însă, dacă ar câștiga, e foarte probabil că or să înceapă problemele pentru domnul Dan, în sensul că sunt șanse mari ca PSD să domine Consiliul General, consiliile locale, repet, în condițiile unei prezențe scăzute la vot. Probleme sunt și la celelalte sectoare din București, unde am văzut că PNL nu ajunge la o înțelegere nici cu USR, nici cu PMP. Nu știm încă cine, ce, cum va candida. Ce șanse mai are PSD la sectoarele din București, având în vedere că, iată, nu există până acum o înțelegere între opoziție? Șansele PSD-ului sunt mari. Repet, la o participare la vot scăzută, PSD-ul are șanse mari să-și conserve pozițiile din București, pentru că, cel puțin asta e ceea ce cred eu, nu o să avem vreo campanie electorală explosivă, cum n-am avut de vreo 12 ani încoace. Adică, dincolo de afișe și de confruntări electorale, care nu cred că or să fie neapărat între candidații principali, tocmai pentru că nu vor să își expună contracandidații și să obțină scoruri electorale mai mari, e probabil să avem o campanie electorală plictisitoare care să nu mobilizeze
electoratul, ceea ce ar avantaja PSD-ul. În același timp, PSD-ul este avantajat de această dispută pe dreapta sau pentru publicul de dreapta între USR și PNL. Dar dezavantajul PSD-ului în momentul de față e legat de tensiunile din partid. Uitați-vă la ce spune domnul Legoiță, care nu vrea să mai candideze din partea PSD. Și umblă, a făcut partid astăzi. Și a făcut și partid. Deci, la dumnealui în sector, acolo, PSD-ul nu o să mai câștige alegerile. Domnul Liviu Negoiță e bine văzut de cetățeni. Și atunci, sectorul 2, acolo unde actualul primar anunța că nu va mai candida pentru un nou mandat. Încă nu știm care va fi candidatul PSD la sectorul 2. Asta încerc să vă spun. Sunt și tensiuni în PSD. Deci prima ruptură, ca să zic așa, a creat-o domnul Legoiță. În PSD deocamdată nu avem un președinte plin. Congresul PSD e probabil să nu se organizeze până la alegerile locale. Pentru că, cel puțin asta declara acum câteva luni domnul Marcel Ciolacu, și anume că acest congres va avea loc doar atunci când se va termina starea de alertă. O vedem prelungită în momentul de față, deci va dura cel puțin până la jumătatea lui august, chiar și în situația în care nu vom mai avea o nouă stare de alertă, ar mai fi de la jumătatea lui august până la alegeri cam o lună de zile. Deci, timp în care e campanie și... E campanie, deci nu știu cum se va organiza până la urmă congresul PSD, și în condițiile astea PSD-ul are încă o vulnerabilitate, pentru că nu are un lider care să unească cât de cât partidul, o anumită strategie coerentă. Deci jocul politic e deschis în momentul de față, având în vedere aceste falii care apar în PSD și aceste nehotărâri care încă persistă în PSD. Situație complicată și în America, acolo unde la fel sunt alegeri în toamnă, foarte multe cazuri de coronavirus, șomaj de 10 de milioane de oameni au intrat în șomaj tehnic. Ce șanse mai are Donald Trump pentru un nou mandat? Dacă la începutul anului avea toate șansele, în momentul de față șansele se diminuează văzând cu ochii, în sensul că principalul argument al președintelui Trump, și anume creșterea economică susținută din ultimii ani și rata scăzută a șomajului, nu mai este un argument în momentul de față. Asta nu înseamnă că Donald Trump a pierdut alegerile, încă are o bază fermă, o bază solidă, potrivit ultimelor estimări, în jur de 40-44% dintre cei care intenționează să meargă la vot iar acorda votul. Dar bătălia, ca întotdeauna în America, se duce în câteva state, în statele industriale, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin și în sud, în zona Floridei. Deci cine câștigă în aceste state, așa zis, culisante, are șanse mari la alegerile de anul ăsta. Președintele Trump a câștigat în 2016 în aceste state. Însă în momentul de față Florida are cele mai multe cazuri de coronavirus din Statele Unite ale Americii. În Florida și în Wisconsin Joe Biden are un ușor avans în fața lui Donald Trump. Pe de altă parte există problema nehotărâților. Dintre acești nehotărâți, în jur de 40% nu sunt favorabili președintelui Trump, în sensul că ei consideră că executivul Trump nu a gestionat pandemia de coronavirus în condiții optime, și atunci asta e o altă vulnerabilitate. Președintele Trump va trebui să-i convingă în următoarele luni pe acești nehotărâți să voteze cu el. Și nu în ultimul rând este această criză economică, cum spunea și noastră, sunt în jur de 40 de milioane de americani care au depus momentul până acum
cere pentru ajutor de șomaj, au primit acești bani. Nu e clar ce se va întâmpla dincolo de luna iulie, pentru că acest ajutor de șomaj, din câte știu, s-a acordat până în luna iulie inclusiv. E foarte probabil că el să se acorde și în continuare, dar ce știm cu certitudine din studiile de sociologie politică este că atunci când alegătorilor le scade brusc calitatea vieții, că nu mai au serviciu, că le-a scăzut salariul, că nu mai au acces la același consum la care aveau în urmă cu ceva vreme, aceștia vor veni la vot și vor vota de regulă împotriva administrației care se află la putere. Deci, ca și în România, bătălia se duce pe nehotărâți și pe prezența la vot, dar în momentul de față Joe Biden are un avans, unii zic important, alții zic decisiv. Eu zic că lucrurile încă se joacă. Încă se joacă în America. Încă se joacă. Vorbeam și înainte de interviu despre apariția unui vaccin care i-ar oferi șansa practic de a obține fără nicio problemă un nou mandat. Într-adevăr, apariția unui vaccin înainte de începutul lui noiembrie, când sunt programate alegerile prezidențiale, i-ar oferi președintelui Trump o gură de oxigen imensă. Există o companie americană care începe la sfârșitul lunii iulie ultima fază de testare, acea a treia fază de testare, iar doctorul Fauci estimează că acest vaccin ar putea să apară înainte de sfârșitul anului. Această carte a vaccinului salvator sigur va fi jucată de administrația Trump, printre altele și pentru că guvernul american, dacă nu mă înșel, a investit în jur de 9 miliarde de dolari pentru descoperirea unui astfel de vaccin, adică e vorba de o investiție colosală de câteva ori mai mare, cel puțin 10 ori mai mare decât investițiile pe care le-a făcut Uniunea Europeană în această direcție. Pe de altă parte, mai sunt și alte cărți pe care le mai joacă Trump, de data asta discursive, în sensul de găsirea unui țap ispășitor, ori China, ori, uitați-vă la ce se întâmplă în ultimele zile, consilierul pe probleme comerciale, Paul Navarro, a scris un articol extrem de dur la adresa lui Anthony Fauci, epidemiologul șef din Statele Unite. Președintele Trump spune că nu este niciun fel de problemă între el și Anthony, așa cum îl numește foarte prietenește pe doctorul Fauci. Deci e clar că vom asista la apariția unor narațiuni extrem de depolarizante, de găsirea unor țapi spășitori și în același timp de împărțirea electoratului, pentru că trebuie să o spunem, în momentul de față în America nu mai există public de centru. Publicul de centru aproape că s-a evaporat, apropo de ce îi se impută președintelui Trump că nu este un președinte unificator, nici nu mai merită să fie unificator în momentul de față în America, potrivit acestor studii care spun că mai degrabă simpatizanții de stânga au migrat către zona extremă decât cei de dreapta, pentru că cu un discurs conciliant nu prea te mai ascultă nimeni. Nu-ți mai aduce voturi. Nu mai aduce voturi un discurs conciliant în momentul de față în Statele Unite ale Americii. Domnule Dumitrescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag pe la Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim.